Salut! Noi suntem Cocolit, asortați! Foarte, foarte asortați și astăzi o să ne jucăm un joc horror. Și mă bucur foarte mult că joc, Cristina, că ai insistat. Uite, uite cum se mișcă. Ia, ce creepy! Aha, cum dau eu cu mouse-ul așa se uită, să știți, da, mă urmărește. Probabil, că când te plimbi prin casă o să te uite după tine. Ia uite ce tablouri faine, semnifică fain. La mine pe canal am încercat mâncare pentru bebeluși, în caz de n-ați văzut. Și astăzi se pare că ne jucăm un joc cu bebeluși creepy. Dau play, da? Plaie. Nu te mai uita la mine cu dau play. Orice știm despre proiectul, despre care Henrik este o bătrână din oraș. A fost îngropată de mult. Cu o păpușă misterioasă, care avea energie misterioasă. Oh my god, cred că păpușa îi șoptea la urechi bătrânei. A fost de pe orice ca să continui. Te joci tu, Cristina. Stai că am rămas la gura căscată. Jocul este la început, deci vor fi camere. A, super, dacă stinge lumânarea, fac pe mine. Să vă fac așa puțin un tur. Trebuie să găsim ușa care protejează misteriosa energie. Da. Oh, ce desene talentate, Felix. Și în spatele meu e ceva? O saltea rulată. Ok. Fluturaș! Deci grafica este șmecheră. Ai o lumânare puternică. Da, grafica okay. Este foarte așa salcolici din casă și conservar ca mine. Lângă conserve. Și lucrurile astea sunt vechi, așa, vedeți? Oh, pot să deschid. Okay. Oh, putem lua ceva? Ne spovedim altă dată. Ne spovedim altă dată. Ok. Mă, dar grafica e miștoacă rău. Foarte, grafica foarte e miștoacă. Dar știi ce este jocul ăsta? Hai că vă zic ce este pe bune. E noua Groani. Pentru că ăla s-a inspirat de la Groani și au făcut o bătrână gen Groani. Ah, e interesant, șmecher. Aici poți să iau ceva? Uite, ăsta e jurnalul bătrânei, cred că. Handic Award Diary. Cine citește acest jurnal poate să înțeleagă exact ce s-a întâmplat cu mine. Din adolescență am simțit ceva diferit la mine. Mă plăceau vrăjitorile și lucrurile stranii. Fain, apăs să clic dreapta. Lasă-i acolo. Lăsăm, nu vreau. Uite, știu, asta e bia vin. Alcoolică. E alcoolică, alcoolică. Mai mă, când te... Ia apasă pe Z puțin să văd ce se întâmplă. Nimic. Pe X? Nu se întâmplă nimic. Și pe C? Deocamdată nimic. Merg tot înainte, astea erau, ce tablouri șmechere. Tablouri faine, uite, ăla era femeia care bate bărbatul că a făcut o prostie, după cum vezi. Deci băieți, nu vă supărați soțiile. Că nu le-ți bătă ușe. Crezi că poți să iau ceva de pe aici? Nu știu, plimbă-te care te-o lată eu, de obicei deasupra. Nimic. Nimic. Dar foarte, foarte șmecher cum este aici. Aici pune niște muzicuță și aici facem mușdei. A, nu, făcut paprika. Uite că pot să deschid asta de jos prima dată. Nimic. Ce e asta? Nu știu ce, te las-o. O șmecherie în pălărie. Nu dai drumul la muzică, te aude toată fantoma. Nu, încerc să nu dau, să mă abțin. Uite că mai sunt. Bă, frate, am auzit ceva cumva? Fii vreun șobolan că-s pe aici. Crezi că sunt mai mulți? Nimic. Familie. Ok, haide să mergem de aici să vedem ce shift, mai poți este. Poți să mergi pe shift, ia de puțin pe shift. Apăs pe shift, ce nu se. Ia de puțin pe control. Cineva? Pe control. Nu sunt nimic. Pe C? Te apeși jos. Nu știu pe care te apeși jos. În care parte să mă duc? Nu știu, du-te tu. Hai în partea stângă, că pare mai puțin. Aha. Și vedem care e faza. Uite aici un tablou pe jos. M-a speriat. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Cine s-a supărat pe mine? Sper să nu fie bebelușul ăla. Cineva acasă, fratelor? Uite ușa semi-deschisă, du-te acolo. Aoleu, stai că mi-e place să mă uit la piesele de mobilier. Vezi dacă îi dea ceva pe mobilă care poți să atingi. Aici pe mobilă asta? Uh-huh. Nimic, o lumnărică parfumată probabil. De la nucile de cocos! Da, du-te. E clar, acolo, nu, acolo e la baie ocupat. Dar vreau să mă duc, acum că știu, vreau să mă duc. A fost pe ea. Cineva îmi trântește mie ușa în nas? Stai să vedem cine-i. Nu vrea. E blocat. Ține de partea altă, fantomița. Vezi, era în stânga. Aici așa ceva. Stai, se cheamă parcă screen. Cărți. Ce e? Asta ce? Nu poți, ha? Asta, ai crezut că e o armă preistorică, ha? Mamă, dar multe sertare în casa asta. Ca în viața reală, poți să deschizi tot. Deci tu, decojit morcovi și l-a lăsat aici cojile. Ce pic românesc. Nu știu ce-i tot chestia mea mai găsit. Aici niște pânză de păianjeni. Deci dacă niște mileuri rupte. Și pe deasupra nu-i pe nimic? Pe deasupra nu, no, doar sticle de bețivani. Ok. Mă văd în oglindă. Mm-mm. E prea curată. Și calorifer. Prea machiată. Stai să văd dacă este ceva aici. Și m-a speriat. A, ce fain e portretul ăla de fantomă. Ce mireasă. Vreau să mă duc mai acuș să văd. Asta se deschide? Nu se deschide. Să văd cum arată mireasa asta. Dacă e frumușică sau nu.
Dacă zici că e ultra, poate... Auleu, tu ai văzut cum arată? Ne apropiem acum și vară, dar... E demachiată, lasă-o. Să nu vă faceți speranțe că nu arată prea bine. Ia uitați-o. Așa a arătat un ziua anunții tale, fată. Era demachiată, lasă-o. Nu cred că te mai ia nimeni. Aici, tu cu prietenele tale. Ioi. Uci, e un portal. Cristina, nu știu dacă e bine să mergi în portal. Poți să fugi, dar nu poți să te ascunzi. A, nu zice că-i sare, ca să nu treacă fantoma. Sare. Aha. Știți că sarea e faină? Sarea a făcut deci un portal. Eu pot să mă duc. Da, dar nu pot fantomele. Ai, bun. Dar să înțeleg, fantomele sunt aici sau sunt acolo? Păi unde ai auzit gălăgia? Aici. Mergi. Hai că mă duc pe aici, scăpăm de fantome. Aha. Sare niște sare în cap. Și aici nu mai sunt fantome, întoarce-te. Era cineva în față. Ați văzut? A... Felix, aici e lumea cu fantome, acolo arăta cât de cât bine. Nu. Acolo e bătrâna. Da. Și aici în partea spiritele. Ce vrei, cu bătrâna sau cu spiritele? Pe care, aici e cu spiritele? Aici e cu bătrâna. Vreau aici. Și hai. Dincolo e cu spiritele, deoarece cu spiritele s-au mișcat lucruri. Deci ai, vrei cu spiritele sau cu bătrâna? Vreau aici. Aici că bătrâna dacă te prinde te... Eee, cum arată bătrâna asta? Da, să fugi dacă... Fugi, întoarce-te. Nu pe aici, pe unde ai venit, nebuno? Stânga. Nu, față în față cu ea. S-o băga mâna în stomac. Au vrut să mănânce chipsurile din stomacul meu. Man, dar este interesant, Felix. Deci bătâna nu merge în lumea spiritelor și înțeleg. Atunci, deci... cine e mai periculos? Hai să rămânem aici, în lumea spiritelor. Păi trebuie să mergi și la bătrână să vezi mici. Mergi la bătrână? Pe... Dar nu acum. Dar eu am observat că e foarte sportiv, adică da. Eu am mers... Da, ai încercat să apiși pe shift. Cine a dat drumul la muzică, pe bune? Eu n-am dat drumul la muzică. Oprește. Eu nu poți. E melodia preferată a spiritelor, lasă. A oprit-o. A oprit-o cineva. Oh, se întoarce crucea. S-a transformat în sabie de Minecraft. Ia sabie de Minecraft. Nu, nu pot. Lasă că e de lemn, așa bună de lemn. Dar mergi în partea dreaptă, că ai mers să stângă înainte. Dacă era de fier, o luam, nu? Ha? Cineva pe aici? Cineva se pune cu cocos Cristina care țipă dacă se întâmplă ceva? Aici am, pe aici am mai fost, asta, nu? Nu? Am mai fost. De aici o e la dreapta, nu mai știu nicio. Uite că aici vine sare în ochi. Unde cred că pe aici o să vină portal. Uite, ce-n cu cruce dintr-o asta? Am să mai mișcă. Face și asta ca sabie. Felix, am fost pe aici, uite tabloul ăla cu femeia iubitoare. Du-te înapoi, Nu, du-te înapoi. Și de aici o e la dreapta. Și vrei să mă duc înapoi la bătrână? Dar nu mergi la bătrână. Bă, uite, de aici n-ai luat-o și nu uite în partea cealaltă. Întoarce-te puțin. Dar trebuie că te-ai luat-o pe aici, mai ții minte. Ah, da. Era sus gamerul. Vezi ce-i pe aici pe masă, poate îți place ceva. Dacă îmi place, uite niște castane, Felix. Poftă-ți, sau pietre, sau cartofi. Nu te uiți în sertare, Cristina. Ba da, mă uit. Oare poți și o să-mi iau ceva, vreo armă? Un scroll. Nu poți. Nu pot să-mi iau. Hârtie de copt, Felix. Țălații. Nimic. Nada. O furculiță, când ți se face foame. Vezi, aici e o carte, carte din luna. N-am chef să citesc. Hă? Na, du-te la spirite. Vrei să mă duc la spirite? Du-te la spirite. Vezi mai multe? Vezi ce-i pe aici așa pe care-s fazele? Mamă, ce de-a fotografii și ce tac. Apropo, uite dacă... bătrânica asta, chiot. Dacă vreți să aveți zbiară de faine, puneți căști. Eu să știți că în curând cred că o să mă sperii. Stânga. Să mă uit și în sertarele astea? Păi nu, crăstâna. Nu știu ce găsești. Dar cred că m-am uitat. Ba, te-ai uitat. Uitat, de aici ai venit, sau? De aici am venit? Ma, nu, e ușa în spate, nu știu. Ia, asta n-ai deschis, ia deschide chestia asta. Pe mare pe asta. Nimic. Iar niște alcohol. Ai venit? Aici, dintre astea de că jos. Nu știu, nu mai știu, mă pierd pe aici. Eu cam dată, dar uite că... Seamănă. Seamănă. Aici nu era chestia aia mare. Da. Dar nu poți să iei. Știu că aici era salteaua. E ușa în spate. Să mă duc să încerc pe ușa asta? Mhm. Să nu zici că e blocată. E blocată. Atunci suntem captivi în lumea asta. Wow, tu nenică, cine ești? Cu fruntea de 2 metri. Nenică e important. Și ăsta e nebărbierit. Să rămân și partidul lor. Parlamentarilor. Na, nu știu cum să iei, Cristina. A căzut o carte. Cineva pe aici, să înțeleg, doar că eu nu pot să-l văd. Cred că să facem cosa ce? Unde ești? Cine se pune cu mine? Nu-i treba unde sunt! Zici pleacă. Pleacă. Pleacă de aici să nu te văd. Dar serios, acum se pune cineva cu mine? Cristina, ai o lumânare și probabil pantaloni uzi la jocul ăsta. Vrei să o iei tot în față? Aici? Aha. Oh my god.
Sper să nu vină nimeni, adică eu n-am supărat pe nimeni. Uite, dar de aici am început jocul, știi? De, ia de să vezi, de aici că am început jocul. Că salteaua asta rulată, da, 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 da. Mă, ce bine că e închisă, că mă gândeam, am început jocul și n-am încercat ușa de lângă okay. mine. Uite, dar tu te muți? Parcă nu erai pe aici. Poate să face și cu ochiul, care nu l-are. Ca la Mona Lisa, știi, uh-huh. Uite, după tine. Nu știu unde s-o iei. Oriunde ești. Aici ai luat-o și era ușa. Trebuie să mă duc capăt. La portalul ăla, Felix. Nu știu dacă e bine. Uite, dulapul ăsta nu-i duce în el. Păi da, dar știu că nu se deschide, uite, vezi? Știu că la un moment dat aveam de ales între dreapta și stânga. Nu știu dacă e fain să mergi la portal. Portalul ne bate, groanii. Afară plouă. Tot timpul se întâmplă noaptea. De ce nu faci ziua? Un pian, 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 pian. Dar n-am ținut pianul ăsta, du-te, joacă-te. Nici eu nu țin minte. Poate spune de deștele. Nu mă lasă să zic la el. Deci ăsta e pianul meu, nu s-a atinge nimeni de el. În partea stângă. Doar așa te uiți. E bine, mergi în fața. De acolo am fost, că sertarele deschise, știi? Mhm. Mă, încercați să nu mă speriați că eu țip. Dacă mergi pe și puțin viteză, poți să mergi? Ia stai puțin, escape. Nu. Și de la... Nu, las că nu te schimbi, de la continuu. Continuu? Da. Dacă cumva pierzi multe asta e că controle. Ușa asta era atunci închisă. Mhm. Cineva a închis-o, ia să vedem, acum s-a deschis? Sau trebuie să găsim o cheie? Nu, cred că trebuie să mergi pe la bunica aia. Teresa, de la bunica cred că te las pe tine, că mie, eu nu prea le-am cu bunicile. Mi-era frică. Ba, ha. Și mie nu-i? Că fac pe mine numai uitându-mă. Nu, bunicile pe tine te plac. Uite o bicicletă. Dă-i puțin pe ea. Ce bicicletă din treabă, cu șapte roți. Dă-te puțin pe ea. Follow me. Nu, nu pot să dau pe ea. Du-te în capăt și vezi dacă se te făluiește. Să nu, Fele, du-te tu de aici. Dar mi-e frică în tine. Du-te tu, Fele. Mi-e frică. Hai, uite, ține tastatura, dacă vrei facem schimb de locuri. Tricicletă. Ok. Acolo e bună. Brații baftă lui Felix. Deci sarea, da. Se pare că a pus sare cineva ca să nu treacă gorila aia de femeie până aici, știi? Da. O fie aia spirit. Eu cred că aia e personajul rău. Urât-o. Nu, eu nu mă mișc de aici până nu o văd. Hai să, dar nu, păi vezi tu doi pași. Dar nu pot să, dar nu, stai, pe care alerg? Că eu nu păi pot nu, să... nu alergi în jocul ăsta. Ba, trebuie să alergi pe jocul ăsta. Nu, nu alergi, doar bunica aia aleargă. Și asta ce face? Bunicuța ce are ea cu păpușa. ZQ, ZQ, Tador, find Tador, that protects the mysterious evil energy. Asta e ușa. Aha. Așa credem și noi, după? Nu? Ok, și de ce ți arată acolo pe tab? Pe tab? Uite, uite. Oh my god, ați văzut-o? Să mă vede, tot ce face. Stai, stai să văd. Auzi dacă ea vine după tine vreau și te duci în spate, vreau să, știi? Vreau să văd. Mamă, ce râsare. Mă văd, nu pot să mă întorc. Nu te poți întoarce? Hai. Nu te poți întoarce? Vai de capul meu. Odată ce ai intrat în partea asta a plașii, nu te poți întoarce. Ai grijă, Felix, să nu te vadă, știi? Să mor eu, nu alta. Aoleu, ce e aici? Ce chestii sunt astea? Nu știu. Trenulețe. An old, un tren vechi și altar de sânge. Ceva s-a întâmplat teribil aici. Nu okay. Vreau să știu ce s-a întâmplat de ce a trebuit să știu asta? Dar asta nu și-o plăti curentul. Ce este așa? Prin întuneric. Important e să nu dai nas în nas cu ea, știi? Dar acum ai vreun obiectiv? În timp de femeie, când să merg după partea alta? Nu, Felix, o zic să nu ne mai băzăm pe instituțul meu de femeie. Să aud niște pași. Nu, nu, te rog, nu, nu mă pupa, nu mă pupa! Te rog! Cum e Valentine? Felix, dar bunica asta nu prea în vârstă. E cam tinerică. E groan în tinerețe. Și avea și choker la gât, adică e pasionată de modă. Hai să dau pe main menu, să mă uit puțin la controle, da? Da. Deci, la control, keyboard, da? Forward, va să dă lucrurile tot. Dar nu e Ioroan. Nu. Interact, lucrurile check times. Bun. Nu putem să fugim în jocul ăsta. Ok, bun, acum am plecat. Și popușa aia crepistește-te la noi. Mamă, deci asta e faza cu bunicuța, dar care e faza cu popușa, știi? Da, trebuie să găsesc altarele alea. Na, hai că mă duc. Mă duc la colindată, dor. Găsește ușa care putejează energia misterioasă. Și știi care e faza cu sarea? Ea nu poate să treacă la sare, știi? Da. Și asta e șmecheria, dar ideea este că mă prinde. E groan în tinerețe, 100%. Bă, dar scârțitul ăsta face să fac pe mine... Nu mai pot.
Du-te repede. Nu pot, că o să închidem, ți-o închide în nas, uite, și tu nu ne respectă, ne închide ușa în nas. Sper să fii constipat! Mergi la toaletă, dacă ți-e așa, dacă te închizi. Felix. Eu nu mai pot așa ceva, Cristina, eu... voi, poate nu realizați, dar eu mi-e tremură mâna pe mouse, așa face mouse-ul. Ah, Granny, mai machiază-te și tu. Hai, baftă. You can run, but you can hide. In every ritual of spiritual invocation, magic circles are the threat. Deci n-ai practic unde să te ascunzi. To protect them, since they cannot cross it, to change away spirit, just toss a handle of salt. Ok. Ok, dar de unde fac rost de sare, ca să pun și o sare? Sare? Ei, zici, asta. Sare? Mai mâncat sărat? Na, ideea este că îmi fac doar așa cu capul. Dacă mănânci sărat, nu se mai ating fantomele de tine. Mă duc doar așa cu capul, știi? Du-te doar cu capul. Dar nu cred, deja te-ai dus. A, nu. Așa stau? Uite că sunt în... Sunt în portal, știi? Șmecher. Ești cu picioarele afară și cu capul înăuntru. Haide, bunicuțo! Haide, apropie-te de noi pe aici, măcar, în partea asta, unde trebuie, suntem trebuie în siguranță. Trebuie să văd când vine și după aceea să o mărg paralel, dar unde, o vezi tu? Nu văd. Granini! Bunii meu! Bunii tânără! Bunii tânără! Ia, o să acolo, mărg în partea opusă. Hai, dar ce râs are! Mi se pare comic. Sincer, mie mi-e cam frică de ea. Ce știu, a făcut cârnăcior. E greu jocul, Felix. Joci tu. Acum ăsta îl jucăm. Și ce se fac? Păi, dați-ne sfaturi, ce să facem? Dar faza este că, dar nu știu pe care să fug. Uite, dau pe control, dau pe shift, dau pe space. Da, nu poți să fugi. Două ori în față, adică măcar dacă aș putea să fug, mă prinde. Poate trebuie noi să găsim ceva în timp scurt acolo, nu știu. Poate nu trebuie să o iei la stânga, te duci la dreapta. Da. Ok, bă, eu, hai să fim serioși, ce om cu lumânarea mână, nu merge și fuge. Te dor, gândi, da, uite, apăs pe Z și nu încerc ceasul, nu merg controlele, nu știu care ești menul. Da, să știi, adică nu știu care e faza, zice acolo că dacă apeși pe Z, ți arată și ceasul, dar de ce avem nevoie de ceas? La ora 12, zice follow me. Felix, dar poate are legătură cu ceasul, știi? Poate numai la o anumită oră merge acolo, în portalul ăla. Ok, când merg? Are cineva vreun ceas să ne zică nouă câte ora? Apăs pe toate butoanele, nu se întâmplă absolut nimic. Pe Enter, pe Space, pe Alt Control, pe Alt Z, pe asta așa. Oricum zicea că jocul e nou și s-ar putea să mai aibă niște bug-uri. Dar vedem noi. Uite aici, ce-ar fi să o iei în dreapta? Păi dacă ea merge în dreapta? Păi na, în stânga am luat, am văzut ce e acolo. Aștept puțin să meargă în altă parte, știi? Că mi-e frică. Dar de ce nu joci tu, femeie? Nu, că uite. Așa. Nu cunosc încă destul de bine, dar mai las-o fereți să ne ducă. Nu, mă duc. Uite, vezi, în dreapta ceva. Ah, un cap! Portal de sare, dar nu pot trec. Știi? Aha. Uite, ușa. Te-am văzut! Apasă! M-am apăsat la nivelul. Acum uite, să găsi... ai găsit ușa, vezi? După aceea trebuie să găsești o cheie. Deci așa, practic, trebuie să mergi pe lângă ea fără să te vadă. E rândul unei gamerițe, e rândul unei gamerițe, gameriță cu fundiță. N-am fundița la mine, Felix, nu știu cât de bine o să mă descurc. Deci, Cristina, deci am văzut unde e ușa, trebuie să găsești și cheia. Faza este că mai este într-un loc cu sare, dar nu putem să ajungem la ea, știi? Da, eram mai aproape de acolo. Da. Eu tare cred că trebuie să mergi pe sus până în capăt. Aici, unde? Partea asta? Da. Trebuie să mergi pe sus până în capăt, să găsești cheia, știi? Faza este că ea te prinde, știi? Dacă te-a văzut, adios, amigos. Deci eu ce fac, practic? Mă duc acolo, încerc să deschid ușa aia și după aia fac următorul target? Azi a zis că nu poți să mergi la ușă, că nu e cheia, știi? Și trebuie să mergi pe... Ce s-a întâmplat? Nu știu.
Nu știu, oare ce s-a întâmplat? Deci, noi am mers în dreapta și în față și era ușa, da? Dar zice că n-am găsit cheia. Mă gândesc că cheia trebuie să fie în stânga și în față. Nu, dar era prima misiune, chestia, găsește ușa, știi? Și după aia am găsit-o și am rezolvat-o. Vezi? Am rezolvat-o deja. Find the key that opens the door with the outdoor symbol. Și acum trebuie să găsim... Auroboros. Da. Deci trebuie să găsim o cheie, dar unde? În față și la stânga, că acolo n-am fost. Mergi așa ușor până când ea trece și după aceea faci. Nu te bagi foarte mult. Du-te puțin spate. Așa, puțin față, doar așa puțin, ca să nu se ducă portalul. Lasă-vă ce face. Salut, cam mergi la sală, că mi se pare mie sau ai muș mare. Cam mare. Mă vezi? Ia uite că se uită. Mă vezi? Mă vezi? Chiaro! Ești nerică. Musculoasă, să te duci în partea stângă. Stai să văd unde se duce, dacă duci în dreapta. Mergi. S-a dus în dreapta. Și tu mergi în stânga, că trebuie să găsești cheia, în dreapta e doar ușa. Ah. Mergi. Și du-te în stânga. Stânga și în dreapta. Încerc, Felix, dar aici în jocul ăsta nu poți să mergi mai repede de atât. Știu. Mergi în față, sper să nu te vadă. Fugi! Stânga. Era acolo în față. Ai văzut-o? Da, era acolo în față. Am văzut-o. Hai, tu. Am văzut-o nouă. Challenge. O dată altă. Da, ce comicică. Coli? E cumva Cristina? E cumva Coli? Bă, îmi place jocul, că îmi place așa un challenge, ceva nou, dar e joc din la care nu mai ai nevoie să mergi la baie. Pampersul cu tine și te-ai scos. Bă, îmi place. Știi de ce îmi place? Că nu încep de la început, se salvează. Și asta îmi place și mie. Sunește telefonul. Da, nu răspund, scuze, m-aș vrea... Nu suntem acasă, suntem într-o misiune serioasă, pe bune acum. Crezi că ar trebui să răspundem? Nu, unde e telefonul? Că răspund. Nu, că deja s-a necat telefonul. S-a necat. A fost doar bip. A fost bip. Bip la anii 1800. Așa dădeau ăia bunicii noștri bip. Mhm. Bun, deci e bine că am făcut o misiune din toate. Ok, deci după ce găsim cheia, știi ce cred eu? Că o să ne dea cu cheia de la început de aici, în caz de ne prinde, și poate doar să mergem la ușă. E faină faza asta, știi? E faină faza asta. Frumoasă. Mai machiază și tu mai puțin. Ok. O aștepți? Mm-hmm. Să vezi care parte se duce? Faza este că eu nu pot să mă... Da. Și nu pot să mă plimb. Eu nu stau... Până nu se mișcă, nu fac nimic. Haide, bunicuțo, sportivă. Dar oare păpușa aia când intră în acțiune? Păi trebuie să ajungem la aia, la ușa cu păpușa, așa zice, ușa aia de acolo, din colț, știi? Deci păpușa se află după ușă? Da. Sunteți curioși să vedeți păpușa? Să sperăm că vedem păpușa. Ăla poate ursulețul ăla la Groani. Eu nu mă mișc de aici, oricât ziceți voi. Uite și tu, aici e portalul meu. Până nu o văd, că cine știe? Uite-o. Ce să? Unde este? Uite ce frumoasă rochiță am. Sunt ca o primăvară. Cât de repede a făcut curba. Ok, primăvară. Ia să duc în partea stângă. Acolo vrem și noi să mergem. Primăvară, du-te în partea cealaltă, că vine vara. Primăvară! Haide, mută-te. Ideea este că în partea... Așa. Du-te acum. Am vrea să încerc, merg. Dar asta, serios, acum are casă mare și patrulează în toate camerele. Zici că e un motanel. Să vadă ce se întâmplă pe teritoriu. Am o idee. Ia. În care parte? Merg în partea asta. Trebuie să merg în față. Merg în partea asta până în capăt, că nu mă vede dacă sunt până în capăt, știi? Dar n-ai aici ce să faci. Măcar... Trenul ăsta, n-ai rotate, ce să faci. Rotate, stai să-l rotez, poate... E ceva sub el. În old toy... E o chestie. Da, așa se jucau copiii. Da. Așa se jucau zărăbunicii noștri. Mă să văd, poate îl deschide pe undeva, dă-l încolo. Nu, se pare că nu-l deschide. Ai crezut că e ok înăuntru, da. Spică? Se pare okay, că nu. Ok, știi ce fac? Stau aici? Nu, fără pup! Cristina, mă iubește prea mult! Tocmai s-a dat cu ruj! Râd eu de tine, că nu te-ai dat bine cu ruj. Știi, cu rujul nu se dă și pe dinți. Știi ce am crezut eu? Am crezut că dacă merg acolo în capăt, nu mă vede, știi? Păi te vede, că n-ai cum să te pleci, n-ai că... Nu, am crezut că nu mă vede la distanță, am crezut că e fără. Nu-i, Felix, nu-i, e foarte frilică. Știi ceva, nu mă sperie de tine, poți să arunci câte cărți vrei. Acolo e telefonul, în caz vrei să răspunzi. Nu, Felix, n-am cartelă. Na, te duci și pur și simplu când merge acolo, te duci și duci până în capăt și iei cheia. Da, ca data trecută. Da. Eu am nimerit la ușă, numai că eram cu ea, altă, Cristina. Da, știu, și am nimerit cheia, în sensul că am văzut-o. Într-un fel îmi place jocul. Dar să știi că și mie îmi place că e nou, știți? Și da. Că nu știm la ce să ne așteptăm. Uh-huh. Nu știu ce-i poate capul bătrânii astea. Deci nu poți să fugi de ea. Trebuie doar să te bagi în sarea aia, știi?
Mai o sare în partea cealaltă, dar se face roșie, că dacă nu s-ar face roșie, mai pe ușă poți. Ok, te duci așa cu capul, da. Mă duc cu capul. Așa. Și când ea trece? Când ea se duce în partea dreaptă, atunci ne ducem. Auzi, dar știi care e faza? Nu înțeleg de ce uneori se face sarea roșie și alteori nu. Acum, de exemplu, dacă dau în față, ea s-a făcut deja roșie. Nu, nu, nu tot timpul se face. Stai să vezi, ia stai puțin. Vine spre mine? Vine spre mine, Felix. Merge în față, merge în față, merge în față, merge în față! Și în dreapta, și în dreapta, ascultă-mă. Aici la dreapta? Da, da, da. Prima la dreapta! Dar mai aici nu poate să meargă ăsta, pe cuvântul meu. Mă frică, Felix. Și la... La stânga? La stânga și la dreapta, repede, repede, repede. Da, da, o să fie portalul ăla. La stânga și la dreapta. Mă, la dreapta? Da. A, uite că nu-i lumină roșie. Știu, știu, știu. Așa, se pare că e numai când te vede să asumă roșu. Bate palma! Palma! Ha-ha! Hai că își micrim pălărinii alifiei. Dar aici dacă stai, prin spate trece. Auzi, mă duc puțin și pe aici. Da, uite și pușcocul ăla. Pușcocul ăsta? A, ce faină e masa asta de marmură și tot. Tot îmi place, da. Și posedarea din ei e faină. Oh, ce romantic! Nu mai zic, nu mai zic. Asta e partea romantică a casei. Au altfel de tablouri aici. Auzi, Felix, găsim pe aici vreo cheie? Nu știu. Poate totuși găsim cheia în sertare. Poate găsim cheia în sertare. Ăla de jos, ăla de jos. Stai că nu merge. Ok. Cheie, ți-am zis? Ți-am zis? Oh my god, ce tare. Oh my god, hai, iau și du-te tu. Dar primă te prin casa asta. Du-te tu. Bine. Dau prin dreapta. Am luat. Find the key, open the door. Și acum use the key to open the door. Și acum du-te înapoi prin portalul ăsta de sare. Numai că eu trebuie să o văd prima oară, știi? Da, după ce mă duc. Ce urangutană. Salut, noi suntem vede. Aici. Mă vede. Ce mâini strâmbe are. Ești acolo? Parcă te simt. Ce nas de frustrare. Oh my god, s-a dus în partea de ușă. Trebuie să te duc în altă parte și după aceea mă duc. Dar uitați, Mica, și avem cheia, folosim cheia și suntem barbari. Dar ce fain că se salvează toate chestiile. Și Micherie în pălărie. Era imposibil să o iei de la început tot timpul să faci toate chestiile. E bine gândit. Și am văzut că dacă te simte sau te vede așa puțin la distanță, se face portalul roșu, știi? Na, eu aici trebuie să stau. Mai mișc așa puțin capul. Ușor, Felix, ușor. Du-te, bă. Mi-e teamă să merg după ea. Uite că vine spre mine. Uite. O vedeți? Uite. Parada modei! Mamă, dacă de frumoasă sunt. Hai, du-te la stânga noastră. La dreapta ta, stânga noastră. Uh-huh. Hai, du-te. Felix! Să văd unde merge. Trebuie să văd ce face. Stai că stă pe gânduri. Zice, simt miros de gamer. Simt parfum de gamer. Tank! Felix, du-te înapoi! Nu pot, nu mă lăsa jocul. Dar cine te-a pus să ieși? Crezi că nu mă vede? Cine te-a pus să ieși? Crezi că nu mă vede? Fizic am crezut că nu mă vede. Oricum, deci, acum am cheia și pot să merg. Da, dar să vedem de unde te ia. De la început. Dacă te ia de la portalul ăsta al doilea sau? Nu, de la început mai. Hai că reușesc, că sunt gamer. Okay. Era mai aproape de acolo, era mai ușor. Da, haideți să spun care e faza. Păi dacă nu mai pleca de acolo. E bine, ai răbdare. Hai să spun care e faza. Se pare că dacă te vede, nu mai poți să ieși prin portal. Ceea ce mi se pare... Epic. Nu mi se pare epic, mi se pare lame, lame. Cum să mi se pare epic? Că nu poți să fac ceva în joc din care mi se pare normal. Când e roșu, nu poți să treci, dar nu mă să trec așa, știi? Cumva încremenesc când o văd, știi? Oh my god, parcă e profa de mate. Seamănă cu vreo profă de-a voastră? La mine nu. Cred că seamănă cu două. Ok. Las că reușesc eu. Deci acum ai grijă, da? Așa puțin, știi? Numai cu nasul. Numai cu năsucul. Să vedem când ducem partea stângă, noi ducem în dreapta. Haide, bunică tânără cu păpușă! Am văzut-o? S-a dus în partea dreaptă, trebuie să mai așteptăm. Deși e atent. Stai aici, Felix, nu-ți mai băga nasul, că după aia nu mai ai scăpare. Aha. Stăm aici și așteptăm până ce da, face. Dar de ce? Când ai văzut că am pus cheia? Uite. Merge în față. Hai, nu mai sta pe gânduri. Du-te. Oh! Dar ce tot patrulează atâta? Știe. Face plimbarea de seară, Felix. Dar și-ai văzut că s-a îmbrăcat? Da, s-a îmbrăcat șmecher. E cred că așa a făcut toți mușchii ăștia. Era șmecherie la portalul ăsta, că poate ar trebui să mergem la portal ca să facem la jumătate eu safe, să fie mai ușor, știi? Da. Tot și mai ușor. Da. Să merg atât de mult. Unde mai umbli, femeie? Femeie! Așa, du-te. Așa, ușor. De fapt, nu poți mai ușor de atât, dar du-te, Felix. Să-i țineți pumnii gamerului ca să reușească. Să vedem și noi ce-i după ușa.
Fugi direct la ușă. Sau la portal. La ușă, la ușă, la ușă, la ușă, la ușă. Oh my god, Felix, fugi! Până am apăgat-o cheia în ușă, m-a băgat la ficat mâna. Ok, rândul tău. Rândul meu? Rândul tău, mai încerc și o dată. Încerc, da, încerc. Dacă nu, știi ce să faci? Cred că trebuie să mergi la portal. Da. Și de la portal să faci jumate. Dar totuși nu ai fi putut să intri în portal, nu? Nu că știu. Era alb, nu era roșu. Păi da, dar nu știu nici eu, nu știu. Deci, care e diferența? Când e roșu, nu poți să intri doar? Sau nu poți să intri chiar și când e transparent? Eu nu știu care e faza, că de ce n-am putut să intru atunci când era alb. Nu știu, poate n-am apăsat buton, poate am rămas, știi? Da, cred, te-ai panicat. Tu te-ai panicat. Prin mine. Ei, oricum, nu cred că poți să treci, că te vede și că ea nu poți să deschizi dacă te vede, știi? Cu ușa, că ai văzut că până scoteam eu, ați văzut o dată să vă grăbiți și mai rău faceți. Exact, am pățit. Așa, hai că ne apropiem de portalul magnific, portalul serat. Te duci la sarea alaltă, da? Și de acolo începi la jumate. Îmi faci așa puțin năsucul, bași nara. Băgăm nara. Așa, mai în spate puțin. Am băgat prea mult din nară. Așa, puțin. Așa, doar nară. Așa. Ideea este că ce face ea uneori. Ha? Uneori când merge în față, uneori se întoarce înapoi în spate. Păi da, nu știe nici ea da. Ce să facă. Și am văzut că tu poți să fugi doar când te aleargă ea. Ai observat asta? Da. Uh-huh. Rest nu. Numai că nu prea ai control, adică ai văzut și tu. Degeaba ai alergat când ai avut timp să-ți bagi cheia în ușă. Ce să bagi? Că era cu mâna la ficat. Mergi. Dreapta, stânga, repede. Vezi că nu e curba, să o iei bine, că de obicei mai frezi zidul. Da, mă dau puțin capul de zid. Așa. Oh my god, deocamdată nu m-am văzut, e bine. Țineți în pumnic ocolișilor, da? Mă duc la portal, da? Da, du-te la dreapta, lasă chestia, du-te la dreapta. Mă duc la portal. Deocamdată suntem bine. Suntem bine, cocolicșilor! Întoarce-te. Putem și noi să respirăm. Și acum, hai să băgăm nara. Doar puțin. Ajunge așa, atâta. Așa, că nu, ca să putem și întoarce. Dacă e ceva, dai în spate, ține butonul de spate. Nu să dai în spate, dacă e ceva, dai în spate, dacă te vede. Da, dar lasă, că am vrut să fiu sigură. Te s-a apropiat prea tare. Merge în stânga. Nu, merge în dreapta, femeie! Ce ciudată este! Oh, se întâmplă ceva cu casa mea? Cineva a venit la mine? Dar pot să jur că cineva a prins aici o lumânare diferită față de ele de pe jos. O lumânare parfumată? Mhm. Așa, hai, du-te. Dar ce bronzată ești! Mm-hmm. Ce mușcă ai prin asta? Te bronzezi la mine al gurărilor. Uh-huh. Mamă, ce nas de vrăjitoare are! Așteptă-mi, să văd dacă ia în dreapta, că dacă ia în dreapta, mi-și uite mai față cu nasul. Cu nara. Da, nu poți, trebuie să duci înapoi în spate. Că dacă o iei îndreaptă, vine exact în fața ta, că mai acolo la chestie. Deci trebuie să așteptăm, este un joc al răbdării, da. Când e cu fantome. Mai mă uit așa puțin? Nu, că poate vine din partea asta. O vedem noi, sau uite dacă vrei, uite-te, nu știu. Stau așa, o văd, nu? Mhm. Uh-huh. Ia-i pe aici undeva, dacă reușești să intri. Așa. Uite, o vedeți? În capă de tot, nu? Mergi puțin. Da. Vine. Vai, dar ce cum îmi zici că e un om al peșterii. Mhm. Lasă, stai pe loc. Văd cumva o gameriță cu fundiță. Mă duc? Mai n-am revenit. Treaptă. Țineți în pumnic, ocolișilor. Gata, ești cea mai tare. Nu te mai prinde. Apeșe, da? La clanță, nu la ușă. Ok. Repede. Am apăsat. Bate palma! Cristina e cea mai tare! Cine dați ce... acolo un coco-like! Data viitoare continuăm cu aia. Am stat butonul de coco-like. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Scrieți acolo, Cristina este tare. Și Felix. Ne vedem data viitoare. Data viitoare continuăm exact de aici. Probabil. E probabil.